fac așa, bă, că ar fi urță, bă, da, trag-o lângă cap. Asta se va întâmpla puțin mai târziu un videoclip. Dar am eu o curiozitate foarte mare, vreau să știu secunda din clip la care ați râs voi cel mai mult. Astăzi vom face o idee de clip pe care foarte mulți youtuberi au făcut-o, dar eu nu. O să... Mergem să mai luăm niște oameni, pentru că ce facem astăzi nu cred că o să reușesc să fac singur și n-ar fi indicat să fac singur. Nu pentru că e ceva neapărat periculos, dar nu cred că e neapărat sănătos. Înainte de a clipul, nu uitați să apăsați butonul de like, pentru că așa mă ajutați pe mine foarte mult. Știți că am niște goal-uri anul ăsta destul de mari și doar așa le pot împlini. Nu uitați să vă abonați, bineînțeles cu clopoțel. Follow pe Insta dacă vreți să fiți implicat în proiectele mele viitoare, pentru că am o grămadă de proiecte și ca să le vedeți mai ușor puteți intra și da un follow pe Instagram. Se aproape de 50.000 de followeri pe Instagram și vă mulțumesc extrem de mult. Îi lipsește ceva la cameră, mă, frate. Fă-i o poză și... Da, mă, ce arată așa? Băi, nu știu, eu zic că lipsește microfonul sau... Da, microfonul, vezi, un obiectiv mai mare, bă. N-am cea mai șmeche de cameră, ok? Dar se vede și se aude bine. Mergem să mai luăm încă doi băieți pe care probabil îi știți de pe YouTube dacă voi înainte v-ați jucat Fortnite. Comunitatea mea veche îi știe, așa că hai să dăm spre ei. Ia uite, bă, că mi-am luat artileria grea aici. Am venit băieții de pe Fortnite. Bă, nu v-am zis ce filmez azi. Nu. Cred ce ne-am apucat de sală. Ok. Dar o să mergem la un restaurant fast food și o să comandăm ce a comandat cel dinaintea mea. E cea mai bună idee. Plătești tu? Da. Let's go, hai. Na, n-o să scop banii pe clipul ăsta, măcar dați un like și abonați-vă. Suntem în mașină și avem aici o mică situație. Ce nu mai zici nimic acum pe vlog, ți-e rușine? Ce declar? Ce l-ai amenințat? De ce l-ai amenințat că vrei să te dai jos? Hai, dă-te jos și pleacă. Dă-te jos. 6-9-3. Hai, dă-te jos și pleacă. Ieși din mașină. Spazi 6-9-3. Hai, închide portiera. Pa. Tu vezi că eu chiar plec fără el. Mă rog, în față nu prea. Dă-te și tu jos acum, Antidor. Mă, dă-te jos la el să-ți perii. Că suntem pe centură. N-am unde să mă duc de aici. Gata, băiți, am ajuns la McDonald's drive-thru. Nu o să ne uităm aici peste meniu, pentru că am văzut că a comandat deja o mașină, uite-o acolo în față. Să rămână, la următorul punct de comandă. Mine! Să rămână! Bună ziua, bine ziua! Dă-mi și mie, te rog frumos, ce a comandat domnul din față. Meniu Big Mac cu apă minerală. Mamă, bine! Cine și-a un Big Mac cu apă minerală? Cine și-a apă minerală? Eu plătesc. Și noi mâncăm. Da, exact, de asta v-am lăsat aici. Am comandat ce a comandat domnul din față, un Big Mac cu apă minerală. Arată cardul, băi, tu. Nu, cardul meu. Cum o să ții Big Mac cu apă minerală? Îți frumos. Bere 23 de lei, pun sandwich. Ah, asta mă, sunt și cartofi. Bără... Yes! Bă! Mamă, ce te-ai speriat. Gata cu bifurile între prietenii mei. Bănuiesc că o să fie foarte multe porții de cartofi, foarte multe sandvișuri. De primul sandwich, n-aș vrea să mă bucur eu în totalitate. Mănâncă careva după mine? Nu. Da. Ok, perfect. Eu cu Antidot o să împărțim un sandwich, dar cartofii cine-i vrea? Eu. Mă stă tot tu. Ni s-a spus că mai avem o comandă în 23 de lei, dar eu nu cred, așa că am luat-o doar pasta. Bă, teoretic dacă aveam două, trebuie să fie doi Big Mac aici. Păi am primit două ape. Bă, cat, ia. Eu n-am mâncat niciodată Big Mac. Eu n-am mâncat Mac puișor toată viața mea. Bă, tași, mă. Bă, îmi bagă mâna. Ia mă, nu prea sunt eu. Nu prea sunt eu. Fan neapărat, fan neapărat Big Mac. Așa, wow, grasul le bagă. Ia uite-l. E bun, bă? E un Big Mac. Dă o notă. Da, pentru comanda asta le-a făcut-o domnul, slab rău. 4 direct. Bă, cam e 4. Vreau să mănânc și eu, dar vreau să mă uși de cealaltă parte, nu de unde e. Eu mănânc direct așa după tine, dacă mi-l dea acum. Vezi cine a câștigat? Trebuie să lupți pentru hrana ta! La ce poftă mie de Mac de România? Fără mișto, îl mănâncă pe tot. Dacă mănânci ăsta în 30 de secunde, îți dau 50 de lei. Dacă adevărat. 45 de secunde. Cine poate să mănânce așa ceva în 45 de secunde? 1, 2, 3, hai. Și ia la start, dă-i. Dă-i, Antidot, 45 de secunde ai, dar vin mai aproape să nu te calce mașina aia din spate. Nu, nu, nu se poate. Ia, dă-i. Trece timpul, Antidot. 17 secunde. Dă-i. Dă-i repede. Să-i dau și eu repede una. 40 de lei. Nu vreau. 10 secunde. 10 secunde. Poți, mă, te rog. Bă, nu vezi că nu vrea să te ajute tovarășul tău să faci bani? 4, 3, 2, 1. Bă, dar trebuie să-l înghită. Nu trebuie, lasă, se pune. Nu, se pune. Bă, voi vreți să-mi luați bani? Acum ați vorbit și împărțiți banii mei. Bă, ai dat pe mine un castravete, bă. Da, da, 100. Hai să nu mergem chiar după X5-ul ăla, că ăla are o mașină scumpă și probabil a comandat scump. Așa, mai așteptăm un pic aici, băieți, și revenim. Bine v-am găsit din nou. Vreau și eu ce a comandat domnul de dinainte, vă rog. Nu știu ce a zis. Doamne, e doamna la volan, asta a zis. Bă, e domn. Păi șoferul. Mamă, sunt 4 în mașină, bă, mâncăm asta. 50 de lei. Mamă, dacă au cumpărat toți 4 cartofi, nebunesc. Băgăm. Ia să vezi că stai ca lumea. Combo toast, combo cartof, am unghiat atât, da. Combo Lipton dublu cheese. E bine.
bine. Bă, Antidos s-a supărat, mă, pleacă. Bă, nu mai vreau gardofi. Bună. Bună. Bună, ești foarte frumoasă. Tu ești un simp. Ai oprit camera când ai zis asta? Nu, n-am oprit-o. Ești simpatic. Bine. Cu cea mai mare plăcere. Bă, nu mai completat azi. Mă duc să-i cer numărul lui fata aia. 2, 3 și, 3 și, te-am spart, te duci. Haier. Nu mai, te duci. Nu mă duc. Bă, ești chiar aiurea. Păi ai zis că e frumos să vedem ce avem aici, băieți. Cartofi, mamă cât sunt. Unuție. Nu mai vreau barabule. Unuție, ia un toast. Ia un toast. Ia un toast. Dankeschön. Și eu am un toast și un dublu cheese și n-am cartofi. Păi cam n-aș pa al toastul. Dar uite ce are fratele tău aici. Toastul de la Mac e reges. Asta bună, băieți. Păi cum adică îl făceam să-l dăm, trebuie să-l dăm? Păi repeta aici ce zice, că ai filmarea, nu mai zic că ai filmarea, fii serios. Mamă, deci, chiar vreau să mă pun titlul la clipul ăsta, bif între spate și restul da. Oamenilor. Nota la comandă, băi. 10 direct, toți cu cartofi. 8,5 că prea multe bara cartofe. De acord, așa cum suntem noi, e ok, dar dacă făceam clipul ăsta singur, pe muream mâncând cartofi. Nu e foarte multă diversitate în comandă, adică avem dublu cheese și toasturi și niște cartofi. Eu vreau să dau două comandă din aia în care avem tot meniul de la mine. Te dau 4 milioane o singură comandă. Bine, n-aș vrea. Bă, vorbim și eu, dacă nu mai puteți, nu le aruncați. Le punem într-o pungă asta care sunt nedesfăcute. Nu mai pot, frate! Dacă nu puteți să mâncați așa prin abstract, le punem într-o pungă pe asta nedesfăcute și le dăm cuiva sau le luați și le mâncați a doua zi. Le mâncă tot, nu există. Asta vreau mă saud. Și mie te rog frumos comanda celui din față. S-a comandat omul din față? Da. Da. Ok. Tarmana. Zi frumos. Ce băiat politicos. Păi cred că facem acum clipul ăla, am trecut de 100 de ori pe același McDonald's. Unul la mână, doi la mână, cred că facem și clipul în care băgăm multe calorii. Aulă, am venit pe mine. La mână, aulă. Mamă, dacă e cu felii de măr, dacă e puzzle, ți-l dau ție antidot. E tarabană. Bagă în gură. Ce faci, bă? Uite, băi, cu flash, băi, nu se bagă în gură, bă. Cu aia te joci. Și rămâne cutiuță să mănânci așa în ea. Iară cartofi. Nu pot să cred. Bă, gata cu cartofi. Nuggets! Cineva pe aici, frățește. Dăm fiecare câte unul. E de post? Da. Iată facem unboxing la ce mai avem aici, băieți. Pui și oricine îl vrea. Yo! Avem foarte mulți cartofi. Ce e ăsta, bă? O, e Big Tasty cu bacon, bă. Hai că mă sacrific eu cu Big Tasty-ul acum. Și cartofii? Totul. Dacă e Big Tasty-ul, trebuie să iei cartofi. Dacă îl mănânci într-un minut jumate, dacă îl mănânci într-un minut jumate, îți dau 100 de lei. Vrei să-ți savurezi? Da. Nu că am aparat-o și nu-mi dă voie, că... terorizam dacă era. De să-mi faceți dumneavoastră un meniu, adică ce vreți să mănânc? New Tasty la călure. Am uitat să bag în viteză. Vezi, ia. Hai, de cere-i numărul. Și după cere-i Instagram-ul. Instagram-ul, cere-i Instagram-ul. Nu e ea. S-a emoționat și a venit managerul. Ăla e manager, știu eu sigur. Am lucrat la Mac odată. M-a dat afară că a furat. Hai să vedem ce am primit aici în comandă. Avem un meniu mare, aparent. Big Tasty Bacon cu cartofi. Ăsta, Pazi, este al nostru. E, cu alea. Este Big Tasty Bacon. Dar te uiți în oglindă și te gândești, mamă, ce Big Tasty sunt. Mamă, uite cum este din el acolo, din fierbinte. Dacă îl mănânci într-un minut, îți dau un milion. Aoleu! Da. Mai mulți bani am pierdut pe ăsta decât am dat pe mâncare. Hai afară să vedem pe ăsta dacă mănâncă iar. Dragi tovarăși, cam asta înseamnă să te duci să filmezi pentru cineva și să-ți fie rău după aia 24 de ore. Cred că e challenge. Si! Mamă! Hai! Ce-a însemnat? Ce-a însemnat? Subscribe! Aia zic! Mă! Îi place la omul meu mâncarea numărul 1. E cu bacon, a? Da. Ia și un cartof, că ajută. Era să muște și degetul omul meu. Hai că ai 20 de secunde, ai apucat să iei 3 guri, nici n-ai tănat din gură. Nu mai încape antidot. Mă, ajută. Tu vrei să-mi ia bani? Da, lejer, ce ai făcut, mă? Vezi că după aia trebuie să mănânci și după aia. Trebuie să mănânci așa, bravo. Trebuie să mănânci tot. 49 de secunde, nu mai, gata, la asta nu te mai ajută. Bă, câți bani vrei să iei de pe mine? Știi că dacă nu trebuie să stai o sprânceană. Adevărat, dacă nu termin, stai o sprânceană. Păi mănâncă! Mănâncă! 30 de secunde, mamă, mai are tot burgerul, ești prost. Spui că nici n-a mâncat din el. Ce repede, antidot! Hai să mergem să-ți radi o sprânceană. Acum. Sau te razi în cap? Da, acum te razi în cap. 100 de lei? Bine. Băiatul ăsta a venit la mine tocmai de sub pământ din cavou și a venit ca să-i schimb look-ul. Ce crezi că m-ar avantaja? Ei, fii atent, mă gândeam să facem un model mai tribal, să mai scurtăm un pic din urechi și aici sus vârfurile și după aia să filmăm. Hai mă, puiul meu, să începem. Fiți atenți. Eu am mai inimioară, ai nu știu dacă ați văzut, frizerul meu mi-a făcut-o. Vreau să încerc să o reproduc la antidot. Păi, eu nu știu să desenez antidot, nu știu să scriu, nu știu să fac nimic, dar o să încerc să-ți fac inimioară asta. Ia să vedem, Agache, cât de greu ți-a fost să-mi faci inimioara. Stai, mă, că eu nu prea știu. A, ok, deci doar când dau un sus. Wow, cum e să tunzi! Vreau să mă judecați în comentarii să ziceți dacă tund bine sau nu, dacă să-mi deschid o frizerie sau nu. Am avut eu un pic mai gros decât ce am eu în cap. Bă, dar jur că nu te superi că fac asta. Nu, frate! Gata, așa te las. Bate! Vrei să fac de-asta așa ca la Drake? Nu, nu! Da, 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 da! Asta nu, asta nu! Nu, nu-i fac așa, bă, că ar fi urâță. Bate dragul cum gândeam. Ar fi n-aș...
ce l-a făcut nou? Ce repede ai intrat! Acum chiar trebuie să te tund chiar. Cum e? Chiar arată tare, eu chiar mi-aș desena asta în cap. Bă! Uite cum arată mere cu dunga asta. Wow! Bun, băieți, vă dați seama că nu putem să lăsăm așa, o să îi dau chiar tot capul. Da. Foarte tare, frate. Dacă s-a abonați canalului, să apăsați butonul și de like. Nu subscribe la tot, mai ales la video, că m-a lăsat să fac asta. Bă, dar chiar nu te super pe mine, nu? Da, frate. Dacă mai bag un pic din ăsta, rămân fără urechi. Ție mai frig la cap acum? Ce dubios arată. M-am descurcat? Stai un pic. Gata. M-a partajat, nu? Bă, cred că da, pare că da. Zi-mă, să dea băieții like sau să nu pentru freza asta. Da. Ai zis dacă mi-ești prieten. Michael Jordan.